Așa îl descria Odobescu pe Mircea Vodă Ciobanu și în multe privințe. Nu îl pot scăpa pe Boier ca să răzbune moartea tatălui său, pentru că Radu cel Mare a murit după 7 ani de paralizie din cauza slăbiciunii și a podagrei, adică un fel de gută. Mircea îi pedepsea pe Boier pentru uneltirile pe care el presupunea că aceștia le fac împotriva sa. Mircea Ciobanu a murit în 1559 sau 1560 și se spune că ar fi fost îngropat la biserica domnească pe care el însuși a construit-o, dar nu se știe exact unde și-ar avea mormântul. Cert este că biserica domnească este cea mai veche biserică din București. Construcția curții și a bisericii domnești erau mari realizări pentru acea vreme. De fapt, erau cele mai mari și importante construcții din ceea ce reprezenta Târgul Bucureștilor. În perioada lui Mircea Ciobanu, orașul era extrem de mic, în propriu spus oraș. Adică, practic, în afară de curtea domnească și de biserica domnească, nu se aflau decât străduțele din prejur, actualele străzi, Șelari, Blănari, Șepcari, Cavapi, Gabroveni, deci toate aceste străduțe poartă numele unor brezle și tocmai încetul cu încetul în jurul reședinței domnești au început să se așeze diferiți negustori, diferiți meșteșugari, cei care deserveau curtea domnească și pe demnitarii care locuiau aici, care început să-și facă casă. Deci Bucureștiul era, se întindea până de la curtea domnească, să zic, până unde e astăzi piața Universității. Era un oraș foarte mic. El, de altfel, de-a lungul secolelor, se va dezvolta încetul cu încetul, înglobând treptat în devenirea sa satele care se aflau în jurul Bucureștilor. Toate actualele cartiere bucureștene inițial au fost sate. Militar, Percenie, Ferentar, Băneasa, Floreasca, toate au fost sate și pe măsură ce Bucureștiul s-a dezvoltat din punct de vedere demografic și economic, aceste sate au devenit cartiere. Asta e și una dintre explicațiile proastei circulații din București, fiindcă practic fiecare sat a venit cu propria rețea de ulițe care s-a adăugat unui oraș care n-a fost sistematizat decât târziu în secolul al XX-lea. Dar povestea nu s-a încheiat odată cu moartea lui Mircea Ciobanu. Ba, am putea spune că de-abia acum începe. Pentru că veți afla în continuare povestea celei care i-a fost alături în tot acest timp și cu care a avut 7 copii. Doamna Chiajna, ce credeți că s-a întâmplat după moartea lui Mircea Ciobanu, cel care i-a mazilit pe boieri? Care a fost primul gând al boierilor? Să se răzbune. Dar cu doamna Chiajna Miricioaia nu le-a mers. Mircea Ciobanu și cu doamna Chiajna au avut 7 copii. Petru, Anca, Ruxandra, Dobra, Marina, Mircea și cu Radu. Dar să începem cu primul născut. Petru.
Petru deveni Petru Botă cel tânăr, pentru că abia împlinise 10 anișori când doamna Chiajna reuși să-l instaleze pe tronul țării românești, sub tutela ei, bineînțeles. E, vă imaginați că nu a fost bucurie mai mare pentru boieri, pentru că și-au imaginat că nu va fi lucru mai lesne de făcut decât să dea jos de pe tron un copil, dar au uitat că în spatele lui Petru stătea doamna Chiajna și au avut loc lupte. Astfel, doamna Chiajna a fost prima femeie din istoria noastră care a condus o oștire pe câmpul de luptă. Sigur că a fost înfrântă și a fost nevoită să se mute la Istanbul, dar de fapt nu a pierdut decât o bătălie, pentru că la Istanbul făcu ce făcu și reuși să-l convingă pe sultan ce destoinic băiat are și astfel sultanul îl numi pe Petru din nou pe tronul țării românești pentru 7 ani. A scăpat de o problemă, dar apare alta. Cu cine să-l însoare doamna Chiajna pe Petru? Și-i găsi o domniță destoinică, Elena, din Ardeal. Puse la cale nunta, toate bune și frumoase, însă din cauza diferenței de vârstă, Petru a fost reprezentat la nuntă de altcineva. Acum nu se știe din ce motive, din cauza reprezentantului sau a altor persoane. Cert este că domnița Elena născu la numai 5 luni după nuntă, iar o asemenea poveste nu putu să creadă nici măcar doamna Chiajna. Așa că o trimise pe domnița Elena înapoi la Sibiu, la taicăsu, cu copil cu tot. Aceasta a fost povestea lui Petru. Să vedem al doilea născut, Anca. Anca a fost măritată cu Banul Neagoe, un boier tânăr și bogat. Ruxandra. Pe Ruxandra a măritat-o cu un dregător credincios și de nădejde. Și așa am ajuns la Dobra. Frumoasa Dobra are o poveste specială. Pe frumoasa Dobra, doamna Chiajna nu putea să o mărite cu oricine. Și atunci l-a pețit pe însuși despot vodă, domnitorul Moldovei. Toate bune și frumoase, au început pregătirile de nuntă, au fost trimise invitațiile musafirilor, s-a făcut schimbul de cadouri, dar doamna Chiajna află despre uneltirile lui despot vodă privind tronul țării românești și atunci anulează nunta. De altfel, săracul despot vodă va fi ucis de boierii moldoveni după un an de zile. Cert este că Dobra rămâne nemăritată. Pentru Marina, însuși patriarhul Constantinopolului a găsit unire pe boierul Ion Cantacuzino. Și iar încep pregătirile de nuntă, dar când domnița Marina l-a văzut pe mire, a zis că nici moartă nu se mărită cu un moș. E adevărat că omul era trecut de 50 de ani, dar cum să strigi dita mai nunta și să ți pui pe toți în cap? Tot doamna Chiajna a găsit soluția. După nuntă, însurăceii trebuiau să plece spre Istanbul, dar nici nu ajunseră bine în Bulgaria când doamna Chiajna puse la cale răpirea propriei fiice cu tot cu zestre. Marina a avut însă noroc și s-a măritat în cele din urmă cu un fecior frumos și bogat, cu Stamate Paleologul. Cantacuzinii s-au răzbunat pentru rușina pățită cu nunta și cu răpirea Marinei și, grație trecerii pe care o aveau pe lângă sultan, acesta i-a surghiunit pe toți în Siria, la Alep, prin anul 1570. Credeți că ăsta a fost sfârșitul uneltirilor doamnei Chiajna? Sau credeți că de la Alep nu poți face și desface dacă ești miricioaia? Mai rămân Mircea și Radu.
Amândoi zăceau în închisorile turcești, deși erau pretendenți la tron. Dar cine să-i mai sprijine pe ei să ajungă la domnie? Și atunci, doamna Chiajna îi convinse să se turcească în schimbul libertății. Și atunci, în loc de Mircea și Radu, îi avem pe Ahmed și Iusuf. Dar ce facem cu Dobra, care a rămas nemăritată? Tot rău spre bine, tot doamna Chiajna i-a găsit bărbat. A măritat-o cu însuși sultanul Murat. Dobra a ajuns ca duna lui preferată și așa doamna Chiajna și-a luat în sfârșit de grijă a pețitului și a căsătorilor și și-a văzut toți copiii aranjați și la casele lor. Și în 1588, doamna Chiajna a murit la 63 de ani de moarte bună și a fost înmormântată în rit musulman la Istanbul, dar mormântul ei nu se știe exact unde ar fi nici în ziua de azi. O poveste de istorie am depănat astăzi, cum numai scriitorii mai pot imagina, dar nici măcar în romane nu întâlnești ce s-a întâmplat la Evea între zidurile curții domnești din București. Două personaje, Mircea Ciobanu și doamna Chiajna, despre care cât afli, tot ai mai afla. Și multe au fost isprăvile celor doi despre care noi n-am avut vreme să vorbim astăzi. Dar poveștile bucureștilor continuă.